Bucureștenii vor primi eco-voucher în valoare de 9.000 de lei fiecare. Voucherele vor fi oferite celor care aleg să își predea spre casare vechea mașină. Cu aceste vouchere, cetățenii își vor putea achiziționa mașini noi cu nivel redus de emisii, dar și electronice sau electrocasnice. Pentru început se vor acorda 5.000 de astfel de vouchere. Beneficiarii voucherelor pot fi persoane fizice sau juridice de drept privat, cu domiciliul sau reședința în București, care nu au obligații de plată la bugetul local neachitate. Foarte bun! Încurajează să scape lumea de rable. Da, e așa. Ok, mie îmi place. Datele problemei sunt cu totul și cu totul altele. Adică în măsura în care dispui de niște finanțe și vrei să-ți cumpere această mașină, cu cei 9.000 de lei nu prea văd cum ar putea fi de ajutor. Nu știu, chiar nu înțeleg. Da, e foarte bine, să nu fie în stradă tot rabla asta. Că prindi loc de parcare și tot asta, eu am fi dat amende la ăștia rabla care stau aici. E foarte bine că de 2000 de euro. În debutul ședinței, primarul general Gabriela Firea a precizat că în baza eco-voucherelor vor putea fi achiziționate mașini Euro 6 sau electrice, dar și motorete, motociclete sau biciclete electrice. Ea a menționat că în urma discuțiilor cu reprezentanții majorității a fost avansată ideea utilizării eco-voucherelor și pentru achiziționarea de produse electronice și electrocasnice. La ședință, mai mulți consilieri au criticat amendamentul cu electrocasnicele, spunând că nu are legătură cu traficul și cu planul de mobilitate urbană.